Bună seara! Sunt Victoria Marinescu și vă urez bun venit la Victoria Lifestyle. O să vorbim în această seară despre cele 10 reguli de aur ale îngrijirii tenului. Pentru că, până la urmă, orice femeie își dorește să fie frumoasă. Orice femeie este frumoasă. Nu există femeie să nu fie frumoasă. Sunt doar femei care se îngrijesc mai puțin. Sunt femei care se îngrijesc mai mult și femei care se îngrijesc mai puțin. Și atunci o să vedem care sunt cele 10 reguli de aur ale îngrijirii tenului. Până la urmă, important este să ne preocupăm de ten, să ne preocupăm de față. Este cartea noastră de vizită. În momentul în care deschizi o ușă, intri într-o cameră, cunoști o persoană, prima imagine care este? Fața ta. Nimic nu este mai important decât fața ta. Fața ta îți arată lumina, fața ta îți reflectă gândurile, tristețile, îți reflectă tot ceea ce simți, emoțiile, toate se reflectă pe fața ta. Anii tăi, viața ta pe care ai dus-o, se reflectă pe fața ta. Și atunci, haideți să încercăm să o facem mai frumoasă, haideți să încercăm să o îngrijim. Sunt pași atât de simpli, important este doar să-i respectăm. Eu mi-am notat aici pe foiță câțiva pași necesari. Primul pas și cel mai important, esențial, este demachiați-vă fața corect, curățați-vă fața. Nimic nu se poate așeza decât pe o față curată. Folosiți un demachiant ușor, depinde și de tenul pe care îl aveți, dar demachierea este esențială și dimineața și seara. Curăță porii, o demachiere pe care o facem noi acasă. Este important să facem și o demachiere profesională, o dată la 4 săptămâni, o dată pe lună, cu o aquamicrodermoabraziune. Dar și noi acasă, zilnic, vom curăța fața, dimineața și seara. Pe fața curățată, cu un demachiant ușor, demachiant cât mai subțire și cât mai ușor, se aplică o loțiune tonică. Întotdeauna aplicăm o loțiune tonică. Nu aplicăm loțiunea tonică pe ochi. Ocoliți ochii. Pielea ochilor este extrem de sensibilă. Ocoliți. Întotdeauna folosim pentru ochi un demachiant special. Nu folosim demachiantul de față. Întotdeauna. După această curățare regulată, obligatorie, putem să aplicăm cremele obișnuite. Este bine, nu aveți un demachiant în casă. Un disc de demachiere, folosiți ulei de măsline. Ulei de măsline cu un pic de iaurt, o să vedeți cât de frumos se curăță fața și cât de ușor. Indiferent de tenul dumneavoastră, indiferent de tipul de ten, fața trebuie curățată și dimineața și seara. Pentru că seara ne gândim, da, o demachiez pentru că am fost machiată toată ziua, dar de ce să o demachiez dimineața? Pentru că noaptea, tenul tău acumulează acel sebum, el trebuie curățat. Trebuie curățat bine cu un demachiant și după aceea aplicat tonicul. Nimic nu se aplică pe față, niciun ser, niciun fond, absolut nimic până fața nu este complet curată. Deci, prima regulă de aur, curățați-vă bine fața. Demachiați-vă fața. A doua regulă, protejați-vă de soare. Care este dușmanul cel mai mare al feței noastre? Soarele, ăsta este adevărul. Soarele este foarte periculos. Știți că în China, tot vedem chinezoaicele și în Japonia, mă rog, în Orient, toate femeile care sunt atât de frumoase și arată atât de frumoase și după trecerea timpului și ne gândim cum de arată așa de bine. Ați observat că ele tot timpul au câte o umbreluță? Cu acele umbreluțe japoneze care sunt și la noi, tot timpul își protejează fața de soare, tot timpul au ochelari de soare. Știți că o femeie japoneză folosește în jur de 17 produse pentru față? Da, pentru că ele se îngrijesc, își îngrijesc fața, își îngrijesc această carte de vizită a noastră. Este prima carte de vizită, după aceea întinzi mâna, după aceea vorbești, după aceea arăți ceea ce știi. Dar fața este prima care se observă. Și știți cum se spune? Nu ai a doua șansă să faci o imagine bună. Fața ta este cea mai importantă. Protejați-vă de soare. În acest moment, majoritatea cremelor faciale au un factor de protecție.
trebuie să fie factor de protecție minim 15. Folosiți un fond de ten care vă protejează de soare. Să nu credeți că dacă nu este vară, numai vara trebuie să folosim protecție solară. Nu! Soarele este foarte puternic și iarna. La munte, cu zăpada, foarte puternic. O să observați că imediat vă bronzați la munte. Stai la munte, puțin la soare, imediat te prinde soarele. Pentru că zăpada reflectă, soarele este foarte puternic, tot timpul. Ziceți, da, dar afară nu e așa însorit ca să mă protejeze soarele. Nu. Soarele este foarte dăunător pentru fața noastră. Soarele și solarul pe care o să înceapă atât de multe să-l folosească. Este foarte periculos pentru că el creează acele riduri fine, creează acele pete care ne apar pe față. Sunt acele mici pete care se elimină cu seruri, mă rog, se elimină până la urmă. Dar de ce să-ți traumatizezi fața? Protejează-ți-o. E atât de simplu. Iei un fond de ten cu protecție solară. Toate au acel SP 15, minim 15. Un pic de fond de ten pe față. Protejează-l. Folosește o cremă cu protecție solară. Este foarte simplu. Folosește ochelari. Indiferent că este vară, că este iarnă, dacă este soare, folosește ochelari de soare. Pielea din jurul ochilor este foarte, foarte sensibilă. Și pielea ta este sensibilă. Până la urmă, pielea este cel mai mare organ al nostru, organ al corpului uman. Trebuie să ne-l îngrijim. Și fața, fața este cea mai importantă. Oricum ai fi în rest, să ai o față frumoasă și neapărat zâmbitoare. Mereu spun, mereu accentuez, zâmbește și fața ta va fi mai luminată. Folosești tu seruri de iluminare și creme, dar fața ta va fi mai luminoasă atunci când zâmbești. Protecția solară. Ne întoarcem la soarele nostru. Trebuie aplicată cremă solară. La vară o să vorbim mai mult despre asta. Pentru că imediat te ștergi, ai răcit, îți sufli nasul, este frig, ți-ai șters cu șervețelul lacrimile. Tu ți-ai șters fondul de ten care te protejează. Deci ai grijă să fie fața ta protejată de soare. Nu mai vorbim când intri în apă, la mare, asta nu mai vorbim. Vorbim acum de această perioadă. Și în această perioadă este foarte important să folosești o cremă de protecție solară. Ochelari de soare, umbreluțe. Nu uitați, sunt mici, mici trucuri. Toată lumea le știe. Toată lumea știe. Da, 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 știu, trebuie să folosesc cremă de protecție solară. Da, 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 știu, trebuie să mă demachez. Este foarte simplu. Sunt niște pași simpli pe care, dacă îi urmați, o să vedeți că vă păstrați tinerețea cât mai mult timp. Și frumusețea. Pentru că nu există femeie să nu fie frumoasă. Orice femeie poate să fie frumoasă. Orice femeie poate să-și îmbunătățească frumusețea. Poate să-și o scoată la lumină. Poate să o curețe așa un pic și frumusețea ei va înflori. Punctul 3. Ești ceea ce mănânci. Tot timpul spunem, ești ceea ce mănânci. Și totuși, mai mâncăm o prăjitură, mai... Din toate e voie. Nu există ceva să nu ai voie. Nu există ceva, este interzis. Nu există. Din toate trebuie să mănânci. Dar să încercăm să mâncăm mai mult din ceea ce ne ajută. Este foarte important să mâncăm alimente, legume și fructe care conțin vitamina C. Toată lumea spune, citrice, e important. Un ceai de cu puțină lămâie, un pahar în care să storci o lămâie. Este atât de revigorant și este important, cu puțină miere. Salată, fă-ți salate de castraveți, salata de varză, săraca noastră varză, care este așa de puțin prețuită. Știți ce multe vitamine are? Acea salată de varză este foarte, foarte importantă. Salate de castraveți, tot ceea ce găsiți în acest moment, salate de roșii, cât mai multe fructe și legume. Nuci. Mâncați nuci. Nucile sunt extrem de importante pentru fața noastră. Să știți că tot ceea ce ne dă natura, toate legumele și fructele, tot ceea ce nu este procesat, de fapt aici este mica problemă, ne face bine. Ne ajută să fim sănătoase din interior spre exterior.
Pentru că oricât ai curățat un exterior, totul vine și din interior. Și atunci, mâncați iaurt, sana, chefir, tot ce înseamnă aceste lactate. Toate conțin nutrienți și sunt importante pentru fața noastră. Fructe, măcar când apar fructele de pădure, cât sunt de bune și cât sunt de importante. Toate revigorează tenul, toate ne ajută. Ne ajută din interior spre exterior. Pentru că noi punem, atunci când punem în cremele noastre, punem un pic de vitamina E, un pic de vitamina A, le amestecăm acolo și ne ajută. Dar în momentul în care tu te hrănești cu ele și această hrană devine baza ta, pentru că mănânci un cup de ciocolată, că nimeni nu se poate abține să nu mănânce și un cup de ciocolată, nu? E importantă și ciocolata, că și ea este importantă pentru noi și puțin înghețată. Dar dacă baza ta sunt legumele și fructele, pe fața ta se va vedea. Durează 28 de zile, minim, atât durează regenerarea celulară a feței. Să știți, nu se face o schimbare bruscă. Am mâncat astăzi numai salată de varză, deodată mâine fața mea va fi luminoasă. Nu. Toate vin treptat. Deci și corpul are nevoie de o perioadă de asimilare și de procesare. Aceste fructe și legume, care trebuie să fie în cantitate cât mai mare, această hrană se vede pe fața noastră. În fiecare dimineață, puneți-vă într-un bol micuț câteva semințe. Semințele noastre simple, de floarea soarelui, câteva semințe de in, câteva nuci, câteva alune. Sunt foarte importante. Toate au conținut foarte important de vitamine și nutrienți. Și totul se vede pe fața noastră. Pentru că ăsta este adevărul. Ceea ce mâncăm, suntem. Asta este. Toată lumea mănâncă puțină carne. Eu nu spun să nu mâncăm carne. Toți mâncăm. Simțim nevoia uneori să mâncăm carne. Acum, mănânci carne de pește, mănânci carne de pui, mănânci carne de vită, mănânci carne de porc. Dar puțin mai puțină. Și vă amintiți, când eram mici, eu mi-amintesc că mama făcea foarte des ciorbă de os. Acea ciorbă de os sau supă de oase este foarte importantă pentru fața noastră. Da, ăsta este adevărul. Tot ceea ce noi aveam acasă și ni se părea normal și natural, acum cercetătorii descoperă cât este de importantă. Deci dacă puteți, faceți-vă o ciorbă de os. Da, se găsesc la toate măcelăriile și o să vedeți cât este de bună. Cu multe legume, cu foarte multe legume, poate să fie supă, poate să fie ciorbă acră, cum vă place. Este foarte importantă pentru organism, pentru că ce este important pentru interior, se vede și în exterior. Este important și pentru exterior. Și am ajuns la punctul 4. Ăsta este un punct foarte dificil pentru multe dintre noi. Somnul de frumusețe. Somnul de frumusețe se spune că este între ora 10 și ora 12. 4 ore. Acum, nu toate reușim să adormim la ora 10, de la 10 la 12. În general, stai ori la televizor, ori la calculator, ori pe telefon, ori pe laptop, pe tabletă. E, și pierzi aceste 4 ore, care sunt foarte importante. Pentru că în timpul somnului, Dumnezeu nu degeaba ne-a făcut așa, ziua să ne mișcăm și noaptea să ne odihnim. Corpul se regenerează. Absolut toate organele noastre se regenerează. Ele se liniștesc și încep să se regenereze. Le face bine și lor la fiecare această odihnă a noastră. Și vă amintiți că am vorbit noi de pernă, cât e de importantă, de saltea, cât e de importantă. Pentru că acest somn este foarte important. Și normal că dacă face bine la inimă, la plămâni, la ficat, face bine și la pielea noastră, care este, revin, cel mai mare organ din corpul nostru. Și trebuie îngrijită cel mai mult. Și de ea avem cea mai puțină grijă. Pentru că ea este expusă la fum, imposibil să nu fie fum, la aer condiționat. Aerul condiționat nu are nicio legătură cu aerul din exterior. Aerul care este afară, aerul de munte. Ați văzut când ajungi la munte, parcă simți nevoia să-ți umpli plămânii. Când îți umpli plămânii, totul respiră cu tine. Aerul ăla este foarte important
prin fiecare por noi respirăm. Noi prin fiecare por absorbim ceea ce este în jurul nostru. Și așa absorbim noxe, fum și praf și tot ceea ce absorbim. Ăsta este motivul pentru care fața noastră și pielea noastră este cea mai expusă. De asta se observă imediat pe față. Se observă modul tău de viață. Se reflectă pe fața ta. Observi imediat dacă o persoană duce o viață liniștită, dacă o persoană se îngrijește. Să știți că nu există un moment de la care să zici, dom'le, dacă nu m-am îngrijit până acum, n-are rost de acum încolo, ce să mai... Nu există așa ceva. În orice moment poți să te oprești, să spui stop. Din acest moment vreau să mă gândesc și la fața mea. Vreau să o ajut, indiferent de moment. Există un moment, un punct zero, de la care tu să spui, din acest moment vreau să mă ocup și de mine. Și să te gândești la cât de mulți factori nocivi și toxici este expus tenul tău, fața ta, corpul tău. Și atunci o să încep să-l ajuți. Atunci o să încep să-l cureți. Încet, că nu trebuie să demachezi puternic, cu delicatețe. Încet, dar să-l cureți. Până vezi că fața luminează. Nu trebuie să te speli de 7 ori pe zi pe față, până scârție. Nu, nu e bine, nici așa. Nu e bine. Trebuie fața ajutată. Trebuie lăsată și ea să lucreze și tu să lucrezi. Trebuie să o curești și din interior și din exterior. Da. Deci somnul de frumusețe între ora 10 seara și 12 noaptea. E cine poate să-l facă, o să se vadă. Imediat se va observa. Somnul se observă pe fața ta. Pentru că oricum somnul se observă pe fața noastră. Ați observat cine doarme pe o parte, imediat dimineața când se trezește, se văd toate dungile pernei pe față, fața se resimte. Se spune că e bine să dormim pe spate. Cine poate? Sunt care dorm pe burtă și atunci toată fața este în pernă. Dar adevărata relaxare este pe spate. Dacă dorm pe spate, atunci fața ta va fi luminată. Uitați dacă dorm pe pernă. Vedeți în imagine? E când se va întoarce pe partea altă sau dacă doarme numai pe o parte, dimineața toată partea aceea va fi numai dungulițe. Pentru că totul se observă pe fața noastră. Se observă dacă am mâncat sărat. Tot, absolut totul se observă pe fața noastră. Ați văzut cum se umplă fața? Cum se liniștește de la somn? Pentru că ea se liniștește, ea se regenerează în timpul somnului. Bun, somnul de frumusețe, cât este de important? Eu am notat aici, te ajută să ai ochi sănătoși și luminoși, te ajută să-ți facă pielea mai frumoasă. Și revenim la punctul 5, la cele 10 reguli de aur ale noastre. Și cea de-a 5-a regulă de aur este, evident, beți apă. Beți apă. Se spune că e bine să bei apă dintr-o sticlă albastră. Sticla albastră, poate pentru că e de la albastru mării, albastru oceanor, sticla poate protejează de lumină. Sticla albastră e foarte bine să bei apă din ea. Nu trebuie să bei apă multă de tot. Trebuie să beau 2 litri. Păi beau 1 litru de apă acum și când îmi mai aduc aminte, mai beau 1 litru. Asta e, fac un efort, dar am băut 2 litri de apă. Nu. Trebuie să bei apă tot timpul. Pentru că organismul absoarbe exact cantitatea de care are nevoie. Și dacă tu ții un pahar de apă sau o sticlă cu apă și vei bea tot timpul din ea, corpul tău se va rehidrata, se hidratează din interior. Pentru că fiecare celulă are apă. Legăturile între celule conțin apă. Totul conține apă. Noi suntem apă, de fapt, 70% apă. Noi ca și planeta asta, pentru că suntem un mini cosmos și noi. Corpul uman este un mini cosmos și el la rândul lui conține 70% apă. Și în interiorul nostru sunt alte mini cosmosuri, multe, multe. Și toate trebuie să ne le îngrijim, să ne le protejăm. Ori apa este cea mai importantă. Aud foarte multă lume, dar eu mănânc supă în fiecare zi, dar eu beau sucuri. Nu are legătură. Beți apă, apă, apă. Poți să-ți faci un ceai verde. Nu bea apă rece. Noi obișnuim să bem apă rece. Vai, dacă îmi aduci un pahar cu apă, dacă îmi pui și 4-5 cuburi de gheață, greșit.
Exact ce vorbeam de japonezi. Ele beau apa calduță. Puțin caldă. Și ceaiul nu trebuie băut fierbinte. Puțin cald. Pentru că apa aia rece forțează grăsimile să se întărească. Tu când o bei, ea nu diluează grăsimile. Ea le așează pe vase. Ele se încleștează pe vase. Se răcesc. Ați văzut cum e grăsimea? La ciorbă. Imediat se face un strat deasupra de grăsime. Cum e rece, se face stratul gros. Așa e și pe vasele noastre. Deci beți apă puțin călduță. Nu rece, nu de la frigider, nu cu 7 cuburi de gheață. Beți ceaiuri, tot așa, puțin călduțe. Ce poate să fie mai bun decât un ceai verde? Toată lumea se ferește de ceai de mușețel, de ceai de sunătoare. Sunt atât de bune și atât de sănătoase pentru noi, pentru fața noastră, pentru tenul nostru, pentru sănătatea noastră. Sunt foarte sănătoase. Beți apă tot timpul. Câte un pic, câte un pic. Să fie paharul pe masă, un pahar albastru sau o sticlă albastră, bezi mereu din ea. Nu trebuie să fac un efort, eu nu pot să beau apă. Da, acolo câte puțin, câte puțin, câte o gură, câte o gură, din când în când. Mai lucrezi la calculator, mai bei puțin apă. E bună și cafeaua, dar e mare diferență între a bea o cafea și a bea un pahar cu apă. Punctul 6. Cunoașteți-vă tenul. Fiecare dintre noi avem o unicitate a corpului, o unicitate a noastră, unicitate a personalității, o unicitate a tenului. Sunt multe tipuri de ten. Există acel ten uscat, ten gras, ten normal și ten mixt. Tenul uscat se observă imediat că este puțin pergamentos. Nu secretă acel sebum, care este foarte necesar. Tenul gras, evident, are acea înclinație spre ten acneic, este tenul cu sebum, foarte pronunțat. Tenul mixt îl cunoaștem imediat pentru că are acel T, îl știți, frunte, nas și bărbie. Puteți să vă dați seama foarte ușor ce fel de ten aveți. După ce vă demachiați, dar trebuie să așteptați puțin, cât să zic, 5-10 minute, aplicați o hârtie, care o folosiți la cuptor, la prăjituri, sau o hârtie de calc. Aplicați puțină hârtie în zona T-ului. Și atunci o să vedeți, dacă rămâne puțin grasă, dar după ce s-a absorbit demachiantul, atunci aveți ten mixt. Dacă rămâne puțin grasă și în zona obrajilor, aveți ten gras. Acum, puține sunt norocoasele care au ten normal. Deci au un ten, toată fața este ten perfect hidratat. Dar există și acest ten. Deci nu e nici uscat, nici gras, este un ten normal, nici mixt. Dar, odată cu înaintarea în vârstă, tenul nostru suferă schimbări. Pentru că factori exteriori, ani, grijile, emoții, tenul se schimbă. Și atunci devine ten matur. Ăsta este motivul pentru care de câte ori vom merge să ne cumpărăm o cremă, o loțiune, un demachiant, ne vom uita, este trecut o vârstă acolo. Pentru că sunt total alte ingrediente la tenul matur, total alte ingrediente la o vârstă tânără, la 20 de ani, la 16 ani, la 25 de ani. Observați că este între 25 și 35, între 35 și 45. Diferă foarte mult structura, diferă foarte mult rețeta, pentru că tenul are nevoie de alți nutrienți. După 35 de ani, tenul nu mai produce atât de mult colagen, nu mai produce elastina și atunci este nevoie ca noi să o aducem din exterior. Deci tenul se schimbă. Cunoașteți-vă tenul ca să vă dați seama de modificările lui. În general, un ten matur se asemănă foarte mult cu un ten uscat. Pentru că nemai producând acest colagen și elastină, el devine mai uscat, devine mai, nu mai secretă și atunci trebuie ajutat din exterior. Să nu credeți că un ten gras nu trebuie curățat. Trebuie curățat. Trebuie curățat exact ca un ten uscat.
pentru că el se va, porii se vor astupa. Și e foarte importantă zona nasului. Foarte important. Foarte puțină lume stă cu atenție să curețe zona laterală a nasului și zona, pentru că acolo se acumulează ce, de aia se fac punctele negre. Punctele negre în zona mixtă apar, în zona T-ului. Deci trebuie curățată cu cea mai multă atenție, cu cea mai mare atenție. Evident că este important odată la pe lună, odată la 4 săptămâni să-ți faci o demachiere profesională. Evident. Ele altfel îți fac, cu altfel de produse, cu altfel de aparate și îți vor curăța bine, altceva aplică ele. Dar și tu, la rândul tău, trebuie să-ți faci această operațiune de 2 ori pe zi. Demachierea este foarte importantă de 2 ori pe zi. Indiferent ce ten ai, că ai ten gras, că ai ten uscat, că ai ten matur, că ai ten normal, indiferent, tenul tău trebuie curățat și hrănit. Acum diferă produsele pe care le cumperi, că sunt produse pentru ten gras, produse pentru ten uscat, produse pentru ten matur. E foarte important să le alegi și te uiți tot timpul la vârstă. Este trecut pe cutiuță, într-o parte este între vârsta de și de, pentru că tenul tău are nevoie de total alt ajutor. Și ajungem la punctul 7. Crema. Hidratați-vă tenul. Ce creme folosim? Cum îl hidratăm? Cum îl ajutăm? Îl ajutăm cu orice fructe și legume aveți în casă. Orice aveți în casă. O roșie, aplicați-o și pe față. Castravete, puneți-vă și pe ochi. O portocală, dați puțin și pe față. Ajutați-vă. Asta în afară de cremele pe care le cumpărăm. Folosiți-vă de măști. Faceți-vă câte o mască. O dată pe săptămână, aplicați-vă o mască. E atât de simplu. Sunt măști de exfoliere. Folosești zațul de la cafea. Ai băut cafea, ți-a rămas zațul. Aplică-l puțin pe față, mai ales în zona care este grasă. Nu aplica în zonele uscate, că le sunt mai greu, da? Ci dacă le aplici să fie un masaj foarte ușor. Se face acel gomaj cu zaț de cafea. Tărâțe. Amestecați tărâțele cu puțin iaurt. Să vedeți cât de frumos se curăță fața. Aplicați-vă măști. O dată pe săptămână faceți-vă un ritual, un tabiet. O dată pe săptămână să vă aplicați o mască. Există în casă, imposibil să nu găsiți. În frigiderul oricărei femei se va găsi un gălbenuș de ou, puțină miere, puțin ulei de măsline. Deci masca aia face minuni pentru fața noastră pentru următoarea săptămână. Și l-a ajutat. Și puneți-vă pe ochi 2 pliculețe de ceai negru. O să vedeți cât e de important. Tot ceea ce mâncați puteți să aplicați și pe față. Tot. Fructele. Aplicați și o fructă. Absolut tot. Iaurtul. Tot. Miere. Gălbenuș de ou. Totul ajută tenul. Ce ajută din interior, ajută și din exterior. Ochii. Punctul 8. Ochii. E foarte important să ne demachiem ochii cu un demachiant special pentru ochi. Și să folosim o cremă pentru ochi. Pentru că degeaba folosim noi creme și apăsăm acolo să scoatem tot rimelul. Tu traumatizezi pleoapa. Pleoapa se traumatizează și după aia pun cremă din belșug. Oh, și ajungem la punctul 10. Punctul 10 vă spune o dată pe lună. Mergeți la un specialist care vă va ajuta. Mergeți într-un cabinet profesionist. El vă va face tot ceea ce spun eu. O demachiere profesională, o hrănire profesională, totul va fi acolo. Și acum vă urez mâine să aveți un dragobete frumos, să fiți frumoase de dragobete, cum se spunea, de zburător, cu negre plete vin la noapte de măfură. Păstrați-vă frumusețea, îngrijiți-vă frumusețea, ajutați-o. Faceți toți acești pași care vi-am spus și faceți-vă un ritual de frumusețe. Fixați-vă o zi pe lună în care merg la un profesionist și el se va ocupa de fața mea și îmi va reda frumusețea și luminozitatea. Tinerețea este în voi, frumusețea este în voi, nu trebuie decât să o scoateți la lumină. Vă urez o seară minunată, o duminică superbă și vă aștept și sâmbăta viitoare la 18:30 la Victoria Lifestyle.